Tatăl meu a fost pescar din Bulgaria, de la Tutrakan. A venit odată cu refugiații din 1940. A venit în România, i-a trimis în delta. Din delta n-a vrut să steacă. El, dacă a pescuit în zona asta aici de Călărașului, s-a instalat în Balta aici și ne-a adus și pe noi aici, ca să fim aproape de locurile unde s-au născut. Pe partea asta aici curge mai mult turmuri și peștele tot trage pe partea asta la Bulgari. Aici a prins somn, crap, mai rar, dar a prins crap și caras, specii de-astea mai mici așa, dar cel mai mult pește se prinde de la centru încolo, fiindcă e apa mai limpede acolo. Nu trebuie să mulțească păsările, mulțim pelicanii și nu mai avem pește. Eu am înțeles că și pelicanii trebuie să aibă un număr, sau cormorani. Deci nu trebuie să avem un număr așa de mare de cormorani, că ce facem, nu mai avem pește. Adică undeva să fie un echilibru între pește și păsări. La mine a existat întotdeauna o pasiune pentru creșterea peștelui și pentru, chiar dacă am pierdut, chiar dacă am câștigat, mi-a plăcut să descoper tainele acestei meserii și să fac din această meserie să meargă mai departe. Facem reproducere natural dirijată, reproducere artificială, orice încerc, am încercat aclimatizarea diferitelor specii, cum v-am spus, tilapia, poliodonul, un sturion adus din America și toate, numai din pasiune. Ciorba de pește este un secret a modului de... Cum că ingredientele sunt aceleași, toată lumea le pune la fel, dar nu iese. Se pun zarzavaturile la fiert, să fierb bine aceste zarzavaturi. Paralel, dacă există, să pun pești mărunți la o fiert, să fierb foarte bine, se strecoară acea zeamă și se pun peste zarzavaturile fierte. În momentul când s-au fiert zarzavatul, se adaugă borș. Borș, aici noi facem cu borș de casă. Punem borșul, a fiert și borșul, după care se adaugă peștele, se dă într-un clocot până se albesc ochii. Când i s-au albit ochii, se dă după foc, se adaugă verdeață și asta este ciorba.